Da. Bun, salut tuturor. Eu mă numesc Eugen. Înainte să încep tema asta, vreau să spun că am făcut cunoștință câteva luni în urmă cu persoană din domeniul marketingului în rețea, Eric Orr. Posibil că poate la sponsor. Este cineva care pe internet face cineva la văzut? Prieten cu Tom Schreiter, Randy Gage. Персона, которая сокупила маркетинг сам, я могу долго взять. Это то видео, которое ты мне высылал? Нет, это другое. Да, твое. Ел на фондат, шоу вас отчасти, если у меня что-то нет, орг маркетинг про. Маркетинг про. Шарик песни. Песни у меня видео, думаю, лезу видео. Cu diferite interviuri, pe YouTube, te sunt să și pe Facebook. Dacă cunoașteți engleză, să fie inclus. Dacă nu, din păcate, să vă lăsați, da? Peste 1000 de video de instruire. De instruire sunt interviuri cu persoane de succes. Adică printre video lui Randy Gage, Mark Stone Schreiter, persoane care au mai mult de multe interviuri, cu persoane care au mai mult de $1,000,000 pe an. În marketingul rețea. Și persoanele care au povestesc cum au ajuns la această cifră, cine 100.000 pe an și așa mai departe. Că diferite strategii, diferite mecanisme, cum se face de lucrat. Engleza, cine posedă? Adică, e record, intrați în YouTube, o să vă uitați. Ce sunt de marketing rețea, cât că cunoști plus-minus ce înseamnă asta, de unde vin bani, ce trebuie să faci ca să primești mai, ca să primești un check, da? Cunoști. Noi puțin am discutat mai devreme. Managerii primesc un anumit procent din volumul de vânzări care lucrează. Cu cât mai mulți clienți ai și volumul de vânzări, cu cât primești mai mulți bani. Ieri cu ori, însă și alte persoane, ei vorbesc în marketing rețea, de multe ori, de la început, nu ești să spunem așa, faci o mulțime de lucru pentru care nu ești remunerat de la început. Însă mai apoi, după ce îți construiești fundamentul business-ul, ești remunerat, adică ești răsplătit pentru mulțime de lucruri care nu le faci. Corect, Stas? Înăceare, nu получаешь деньги за то, что ты делаешь, а потом ты получаешь деньги за то, что ты делаешь вообще. În маркетинг рețea, конкретно, care e cea mai dificilă întrebare? Ca lucru. În marketing rețea. De multe ori. Unde brați людей? Da? Este așa întrebare. Așa și numește stabilirea întâlnirii, cum știu să știu. Se numește tema metodă de invitare în avalon. Metodă invitare în avalon. În paranteză trebuie scris simplu și rapid. Am ușor să spun de ce. Simplu și rapid. MLM? Незнакомо. MLM vine de la multilevel marketing. Marketing rețea, dacă mai zic. Paranteză poți scrie marketing rețea. Asta mă tinc că tot să nu minte. Asta sfera. Sfera în care se numește. Marketing rețea. Pe-o deja am adăugat o să o zic. Acum să primești că în fel de instruire pentru persoane care cunosc și persoane care de bine întâlnim. Adică o să fie foarte bine. Adică unul din cele mai grele lucruri, asta e stabilirea întâlnirii. Sunteți de acord? Stabilirea întâlnirii. Deja când persoana vine, de exemplu, azi în întâlnire, da? Adică caz simplu, tipic, doar în întâlnire, nu prea contează ce o să-i spun eu la întâlnirea asta. Principalul ce mesaj îi transmit și cum a vede el din urmate. Adică, Lili, fii de acord cu eu, dacă aveți mobilul și aveți, nu știu, prezentarea pe de rost, tu te uiți la mai multe aspecte. Tu te uiți, în primul rând, omul este cumva ne simpatic sau ne antipatic. Ideea care ți-o transmit, cumva ți-o frapță, cumva nu se departe, da? De la început te-am întrebat, și părerea despre sănătate. Tu ai tema asta ție aproape. Sau nu discutăm mai departe. Așa și ținem de întâlnire, da?
Principal scopas este stabilirea noilor întâlniri. Întâlnirile nou ce ne produc? Întâlnirile nou ne produc noi convorbit, da? Convorbit, fie clienți, fie parteneri. Și cu clienți parteneri oferă un moment volum de vânzări, da?